Stimați colegi, propunem retragerea din ordine de zi a proiectului sub numărul 437 din 30 noiembrie anului curent. Și anume este vorba de inițiativa Guvernului privind prelungirea stării de urgență. Stimați colegi, dacă Parlamentul Republicii Moldova este gata să examineze codul electoral, dacă Parlamentul este funcțional, dacă avem un guvern funcțional, nu este vorba, în opinia noastră, de o altă prelungire a stării de urgență. Atrag atenția dumneavoastră la faptul că în țările vecine, nici într-o țară nu este introdusă starea de urgență. Considerăm că procesele pot să decurgă în regim ordinar. Considerăm că este o majoritate parlamentară funcțională, este un guvern funcțional, ori dacă dumneavoastră o să examinați componența Comisiei pentru situații excepționale, o să vedeți că sunt aceleași persoane care reprezintă guvernul și majoritatea parlamentară și care pot activa în regim de lucru, în regim ordinar, ori starea de urgență complică activitatea agenților economici și afectează starea moral-psihologică, climatul moral-psihologic din societate. Considerăm că Republica Moldova poate și trebuie să funcționeze în regim ordinar și nu este nevoie de acest proiect și de prelungirea stării de urgență. Vă mulțumesc!